găsit, doamnelor și domnilor, ne pregătim de startul celei mai așteptate partide din cadrul etapei a patra a Ligii, a Superligii Naționale de Polo pe apă, derbiul dintre grupările bucureștene, Steaua și Dinamo. Este o confruntare de tradiție a celor mai titrate echipe din sportul cu mingea pe apă de la noi. Steaua este campioana ultimilor 5 ani, din 2016, formația clubului din Bulevardul Ghencea al Capitalei are întâietatea pe plan intern, în timp ce Dinamo nu reușește să urce mai sus de locul al treilea în această ierarhie internă, deși are cel mai multe titluri câștigate dintre echipele ce activează în poloul pe apă. Sunt numai puțin de 32 de titluri câștigate de albroșii, dar ultimul în anul 2000. Dinamo a avut o perioadă foarte prolifică, în perioada 1957-1971, când a reușit să dețină supremație pe plan intern timp de 15 ani. Dar sunt perioada în care formația Dinamo Vista a dominat însă cu decenii în urmă. Datele problemei sunt cu totul altele în momentul de față. Unul dintre arbitrii principale acestei partide, Adrian Alexandrescu, în partea stângă, cel care a oficiat în această dimineață și la jocul dintre Dinamo și Sportul Studențesc. Vedem și o parte dintre componenții echipei Dinamo, spun o parte pentru că pe lista oficială sunt înscriși 15 jucători față de partida de dimineață cu Sportul Studențesc. Doar o singură modificare a operat antrenorul principal George Georgescu, și anume în locul numărului 3, Porfireanu, care a marcat 2 goluri contra Sportului, evoluează în meciul contra Stelei Mihai Octavian. Steaua nu a cunoscut înfrângerea până în momentul de față în această ediție de campionat. Victorii pe linie în cele 6 partide pe care le-a disputat la Focșani în primul turneu al acestei ediții de campionat, iar aici la Brașov, unde se desfășoară acest al doilea turneu, bucureștenii au reușit ieri în etapa de debut o victorie concludentă, 14-6 contra Sportului Studențesc, iar în această dimineață o victorie la 18 goluri în fața Politehnicii Cluj, 22-4. Momentele ce preced fiecare întâlnire din campionatul național de polo pe apă, în care echipierii fiecarei grupări se strâng în jurul capitanului, sunt momente de încurajare, câteva vorbe pe care le adresează capitanul celorlalți componenți ai echipei. Sunt momente în care jucătorii se strâng și se mobilizează reciproc pentru o confruntare ce va veni în doar câteva momente. Dinamo a reușit la rând 2 aici la Brașov victorii, ieri 10-6 cu Politehnica Cluj și în această dimineață contra Sportul Studențesc 14-9. Sunt două succese care aduc formației Dinamo Viste o ascensiune în clasament până pe locul al doilea. Bucureștenii au acum 18 puncte, cu 3 mai multe decât CSM Oradea. Dar să nu uităm că vicecampioana României nu este prezentă la acest al doilea turneu ce are loc la Brașov, deoarece la testările anticovid care au avut loc cu 2 zile înaintea startului acestui turneu, numai puțin de 11 componenți ai formației CSM Oradea plus un membru din staful tehnic au fost testați pozitiv, iar conform reglementărilor în vigoare nu au
voie să participe la un turneu în acest context. Minimul necesar este de 7 jucători, așa cum scrie în regulament, de a fi testați negativ pentru a putea evolua într-o partidă. Ei bine, CSM Oradea nu a reușit să strângă nici măcar minimum necesar, motiv pentru care nu este prezent aici la Brașov. Și acum meciul vedetă al acestei a patra etape din Superliga Națională de Polo pe apă, Steaua Dinamo. Steaua în dreapta imaginii, căști de culoare albă cu inserții roșii-albastre pe mijloc, în posesia mingii acum Tudor Fulea, numărul 4, o minge de angajament pentru centrul Alexandru Gheorghe, dar mingea este recuperată de Dinamo Viș, care l-a un poartă pe Adrian Mihăluță. Și o eliminare pe care obține Dinamo, om în plus acum, albul la minge. Eliminat de la Steaua Alexandru Ghiban, unul dintre jucătorii cu mare experiență și component al lotului național. Timpul de atac pentru această superioritate numerică a luat sfârșit și cei care reintră în posesia mingii sunt steliștii. În precedenta dispută dintre cele două formații, consumată la Focșani în a doua săptămână acestei luni, ca să urmălim pe centrul Alexandru Gheorghe și este penalti. Jucător puternic, îndemânatic, n-a fost o problemă în a-l întoarce în centru pe Andrei Drăghici, care a preferat să ridice mâinile deasupra capului. Și penalti executat de Tiberiu Negrean, care deschide scorul pentru Steaua, 1-0, lovitură de penalitate transformată fără probleme de Tiberiu Negrean în primele minute ale acestei confruntări. Iată, doar 1 minut și 20 de secunde au trecut de la debutul întâlnirii și Steaua conduce cu 1-0. Așadar, în prima partidă dintre cele două formații, Steaua a reușit să se impună la 8 goluri diferență, 14-6. Sperăm să fie o confruntare mult mai echilibrată de această dată. Eliminare, da, a numărului 9 de la Steaua, Alexandru Gheorghe. S-a descurcat bine acolo Andrei Neamțu, care dimineață cu Sportul a marcat de două ori. Evoluează pe extrema dreaptă, primește acum mingea. Lângă el, Peter Cari, numărul 10, Albu, Neamțu, Cari. Șut al acestuia din urmă. Dar mingea rămâne în posesia Dinamo Viștilor. Bara l-a salvat pe Marius Țic, portarul titular al Roșia Bașilor, dar și al Naționalei României. Șut a lui Cari, nu și asumă această responsabilitate și mingea este respinsă în afara cadrului porții. Un fundaș a atins în blocaj mingea și scorul rămâne 1-0 pentru Steaua, care are posesia prin Andrei Prioteasa, numărul 6. Negrean pentru Oanță, combinația celor doi, dar arbitrul Adrian Alexandrescu în plan îndepărtat. Eliminat un jucător de la formația Dinamo Vistă. Șuta lui Tudor Fulea la colțul scurt, dar intervine foarte bine Mihăluță, portarul Dinamo Vistă. S-a remarcat pe parcursul primului turneu de la Focșani și poate nu întâmplător, Dinamo era pe poziția 3 înaintea acestui al doilea turneu.
acum a urcat pe poziția secundă, în contextul în care CSM Oradea nu este prezentă la Brașov. Dinamo în posesia mingii, șut al lui Vrânceanu, mingea îi revine. Fiecare echipă are la dispoziție 30 de secunde pentru o acțiune de atac. După șut, dacă nu se înscrie și mingea le revine jucătorilor aceleași echipe, atunci mai au la dispoziție încă 20 de secunde. Golul a fost anulat la șutul lui Neamțu și Dinamo recuperează. Partida are ritm, se înnoată destul de mult, atât de o parte cât și de cealaltă. Steaua e clar, are jucători mai experimentați, dar și Dinamo încearcă să se ridice la valoarea adversarei. Cari faultat de Prioteasa în suprafață de 4 metri și obține o eliminare în centru acolo, Bota. Dinamo cu om în plus. Cari. Mingea revine de Carului, dar Țic intervine de două ori fără probleme. Un moment ușor confuz. Revedem această fază. O primă intervenție, a doua, și cred că mingea a depășit linia porții la a doua reluare din o minge voleibalată de David Bota. S-a cerut timeout, dar rămâne de văzut dacă va rămâne timeout sau golul va fi validat. În opinia mea, pe această reluare, Dinamo este cea care a reușit să înscrie. O discuție între Adrian Alexandrescu și secundul formației Dinamo, Bertini Nenciu, și el ca jucător activat atât la Steaua cât și la Dinamo, component de bază al Naționalei României, cred că un deceniu, dacă nu poate mai bine. Da, golul n-a fost validat, a fost o eliminare a unui dinamovist, iar steliștii au cerut un timeout, iar antrenorul acestora, Aurelian Georgescu, care se ocupă de pregătirea formației din Bulevardul Iencea din acest sezon, a cerut un timeout cam devreme pentru prima repriză. Doar două timeout-uri au la dispoziție antrenorii pe parcursul unei întâlniri. Și iată, vine și golul al doilea, marcat din superioritate numerică de centrul Alexandru Gheorghe. De pe prima bară primește mingea foarte bine de la Alexandru Ghiban și înscrie la colțul lung. Goluri marcate din penalti și din superioritate numerică pentru Steaua. Rămân totuși la părerea că Dinamo a marcat un gol valabil, putea să fie 1-1 și nu 2-0, dar arbitrii sunt cei care iau deciziile acestei partide. Arbitru de tușă plus cei doi centrali astăzi, Adrian Alexandrescu și Mihai Bălănescu. Steaua în posesia mingii. Încă două minute din această primă repriză. Fulea. Da, și eliminarea șeptarului Alexandru Albu. Steaua cu un om în plus pe teren. La superioritatea anterioară au concretizat cu gol București Roșii Albaștri și fără probleme Tiberiu Negrean, la experiența și valoarea pe care o are jucător care nu se pierde cu firea într-o situație de acest gen. Negrean are răbdare, se ridică mult deasupra apei, așteaptă să cadă blocajul la adversarului direct și înscrie la colțul scurt spre
frustrarea portarului Adrian Mihăluță. N-avea ce să facă. Mâna dreaptă era în apă. N-a apucat să scoată și să intervină la șutul lui Negrea. 3-0 pentru Steaua. Și o eliminare în centru acolo. Timeout. Numărul 12 eliminat de la Steaua. Dimitri Goanță. Mihai Bălănescu, care este în dreapta atacului formației Dinamo Viste. Iată-l pe cel eliminat, este Dimitri Goanță, și el jucător de peste 30 de ani. An bun și el component al lotului național, într-un dialog cu Aurelian Georgescu, noul antrenor al formației bucureștene Steaua, și George Georgescu. Nici o legătură de rudenie între cei doi, chiar dacă numele de familie este același. A fost timeout pentru Dinamo, care are posesia mingii și situație de om în plus. Scapă mingea în față. Andrei Iliescu, Vrânceanu, iese de pe bară și e gol. Acum, da, Neamțu este cel care concretizează această superioritate numerică pe fază. Tânărul Andrei Neamțu reușește să marcheze la colțul scurt, cu toată opoziția lui Marius Sățic și a decarului Nicolae Oanță. Neamțu înscrie și reduce din diferență. Steaua nu se grăbește, Dinamo face un pressing în jumătatea proprie, om la om, pe tot terenul. Mai bine zis, în jumătatea proprie, acum strâng, șut la colțul lung al lui Tudor Fulea, dar mingea întâlnește pe traiectoria sa transversală. Și acum un ultim atac al formației Dinamo, cu om în plus, eliminat de Carl Stelis. Nicolae Oanță, cred că e la al doilea, la a doua eliminare în această primă repriză. Trebuie să fie atent, la trei eliminări nu mai are dreptul de a evolua în acest joc. Răsucesc zona, dar se scurge timpul afectat acestei superiorități numerice. 20 de secunde au la dispoziție echipele pentru un om în plus. Prioteasa pe partea dreaptă, un contraatac în aceste ultime secunde pentru steliști, și mingea ajunge tot la Prioteasa, care șutează la colțul scurt, și primele 8 minute se încheie în avantaj pentru Steaua, care conduce cu 3-1 pe Dinamo. Expirat cele două minute de pauză între primul și cel de-al doilea sfert al confruntării dintre Steaua și Dinamo. Meci contând pentru etapa a treia Superligii Naționale de Polo pe apă. Este turneul cu numărul 2, ce are loc la Brașov. Minge de angajament care va fi aruncată la centrul terenului de arbitru Mihai Bălănescu. Și tot Steaua este cea care câștigă acest angajament.
caschete de culoare albă cu roșu-albastru pe centru pentru campionii antitră, care atacă din dreapta spre stânga. Ghiban, dar este un fault în atac acolo în centru. Cred că Alexandru Gheorghe este cel care a faultat în atac și Dinamo are posesia căci de culoare albastră. Și o eliminare acum pentru unul din componenții echipei roșu-albastră, este vorba de Alexandru Ghiban. Și el două eliminări până în momentul acesta. Mingea este cerut afară de Adrian Alexandrescu, care îl elimină definitiv pe Alexandru Ghiban pentru proteste. Arbitrul internațional Adrian Alexandrescu îi explică lui Ghiban decizia sa pentru a nu fi nedumerit și Ghiban nu va mai putea evolua pe parcursul acestei dispute cu Dinamo. Era unul dintre fundașii de bază ai grupării din Ghencea. O minge care mi-e greu să înțeleg de ce a fost introdus acolo și jos și nu mai sus pentru a fi voleibalată. Cel care a greșit pasul este Peter Cari și își dublează această greșeală cu o eliminare. Om în plus pentru Steaua, Tibi Negrean. Da, direcția era bună, mai bine zis intenția era bună. Probabil că acel colț din dreapta porții lui Mihăluț era mai liber, dar precizia șutului a fost una departe de așteptări și scorul rămâne 3-1, deocamdată fără gol în primele două minute ale acestei reprize, în care cele două formații alternează. Posesie. Eliminat numărul 4 de la Dinamo, Andrei Neamțu. Steaua are iar superioritate. Șut la colțul scurt al lui Daniel Robu, nu prea avea pe unde să marcheze acolo. Mihăluță era la post și acum bara este, iată-l pe Ghiban, eliminat, da, cartonaj roșu și trimis în tribună, conform regulamentului. Neamțu avansează în jumătatea de teren adversă, întâmpinat acolo de Alexandru Gheorghe, un atac pozițional pentru Dinamoviști, dar mai au la dispoziție doar 4 secunde. Minge de angajament în centru, dar departe, însă Raimond Giganea pentru a intra în posesia mingii. Se aude vocea lui Aurelian Georgescu, nu ne grăbim. Fulea, șut și gol. Nu Fulea, ci Prioteasa. Prioteasa ridică scorul la 4-1. Șut în zona capului. Un șut frumos, gol spectaculos, prin care Steaua își mărește avantajul la 4-1, diferență pe care am consemnat-o și în prima repriză.
care se în zona de 6 metri, noarul Dinamo Vista, Andrei Iliescu, golul nu este validat, ci steliștii scapă pe contraatac. Fulea, singur cu Mihăluță și foarte bună intervenția lui Adrian Mihăluță în imagine, dar și șutul neinspirat lui Tudor Fulea. Nici jos, nici sus, exact în crucea portarului, cum se spune. O nouă eliminare a dinamoviștilor de această dată. Francesco Iudean este trimis într-o 20 de secunde în colțul terenului. Steaua în posesia mingii, în superioritate numerică. Prioteasa, Negrean, șut la colțul lung, dar mingea le rămâne în posesie roșalbaștilor. Reintră omul eliminat și Prioteasa iată înscrie încă o dată, două goluri la rând marcate de Andrei Prioteasa, nemarcat. Acesta nu ezită, am văzut ratarea lui Fulea, șutul lui Tiberiu Negrean parat de în prima instanță de Mihăluță, dar acesta din urmă nu mai poate face nimic la execuția lui Prioteasa. Pentru Steaua. Șut și contraatac, iată ce bine pleacă pe contraatac Tibi Negrean, să vedem cum se descurcă. Neamțu nu intervine din spate, dacă era mai atent putea să-i dea peste mână lui Tibi Negrean. Cere schimbare după acest sprint din jumătatea proprie. Jucător la peste 30 de ani, dar care întotdeauna a notat foarte bine, puternic, iată, stă bine pe picioare. Neamțu nu intervine spre disperarea lui Mihăluță. 6-1 pentru Steaua, care, iată, fructifică toate șansele de gol pe care le-a avut în această a doua repriză. Foarte bine, steliștii la centru acolo și nu poate face mai mult. Demeter Szilard avansează. Vlad Dragomirescu cu numărul 7, talonat acolo de Drăghici. Se trece la pozițional, încă 10 secunde au la dispoziție steliștii, timp suficient. Dragomirescu, șut la colțul scurt al lui Nicolae Oanță. Mihăluță, cred că de data asta are și el partea lui de vină. Decarul Oanță. Și scorul capătă proporții. Dacă meciul a fost echilibrat în prima repriză, iată, în acest al doilea sfert, steliștii sunt dezlănțuiți și pe fondul ratărilor dinamoviste. Atacuri irosite mult prea ușor. Câteva contraatacuri care s-au finalizat cu gol. Vine Marius Țic și este corner. Încă 20 de secunde de atac pentru Dinamo.
plus pentru Dinamo. Și un culoar liber acolo la colțul scurt. Jiganea este cel care reduce din diferență. N-a închis colțul scurt Vlad Dragomirescu acolo, e colțul fundașului de pe partea dreaptă și Jiganea marchează din superioritate numerică, 7-2 pentru Steaua, ultimul minut al acestei reprize secunde, 4-1 până acum pentru Steaua, la repriza a doua. Se aude una dintre indicațiile tactice ale antrenorului stelist, cu o intrare, dar niciunul dintre jucătorii aflați în apă nu face acest lucru. În schimb, reușește cu un șut bine plasat în zona capului decarul Oanță să înscrie pentru a doua oară. De la semidistanță. Parada lui Mihăluță a fost inutilă. Ultimul atac al acestei reprize în posesie Dinamo Viștii, care n-au marcat decât o singură dată, la fel cum au făcut-o și în prima repriză. Centri, dar zona este foarte aglomerată acolo. Eliminat Prioteasa la această fază. Șut în bar și cred că nu se mai poate întâmpla nimic în aceste ultime secunde. Steaua rămâne în controlul acestei partide. Două bare la rând ale tânărului Neamțu și 5-1 în această repriză secundă pentru Steaua, care iată se desprinde la 6 goluri când am încheiat prima jumătate a acestei confruntări. Revenim în direct pentru partea a doua a confruntării dintre Steaua și Dinamo, meci contând pentru etapa a treia din al doilea turneu al Superligii Naționale Masculine de Polo pe apă, turneu ce are loc la Brașov. Astăzi, în deschiderea acestei a treia etape, Sportul Studențesc a dispus clar de Politehnica Cluj cu 15-5. După meciul Steaua-Dinamo va mai avea loc o confruntare, cea dintre Rapid și Cluj-Oradea. Dimineață am văzut în direct disputa dintre Dinamo și Sportul Studențesc, câștigată de Dinamo Viș cu 14-9, iar în celelalte două partide ale reuniunii de dimineață, Rapid a trecut pe AMFA Arad cu 13-6, iar Steaua pe Politehnica Cluj cu 22-4. Mâine sunt alte două etape pe parcursul acestei zile. Din cele trei partide programate dimineață, Dinamo Cluj-Oradea, AMFA Arad Steaua, Lux Sport o propune în direct pe cea dintre Rapid și Sportul Studențesc. Mai consemnăm un gol marcat de steliști, tot Tiberiu Negrean, de pe bar, bine găsit acolo, liber și pe fază. La această minge pasată de Daniel Robu, Negrean înscrie pentru a patra oară. A făcut-o din penalti, apoi din superioritate numerică în două rânduri și apoi pe contraatac, aproape din toate situațiile posibile. Eliminat acum un jucător stelist la un fault asupra lui Demeter Szilard. Vrânceanu pentru
Demeter Szilard a ieșit de pe prima bară acolo, dar nu suficient de repede și pregătit pentru a șuta. Mingea n-a fost controlat așa cum probabil și-a dorit Demeter. Și Steaua scapă fără a primi gol. Prioteasa și unul dintre marcatorii de până acum ai grupării roșu-albastre. Nu mai e timp pentru acest atac. 4 jucători au marcat pentru steliști. Tiberiu Negrean de 4 ori. Prioteasa și Oanță câte o dublă fiecare și Alexandru Gheorghe. De partea cealaltă, Jiganea și Neamțu au marcat singurele goluri de până acum ale dinamoviștilor. Aflați acum în posesia mingii. Căci de culoare albastră s-au schimbat băncile la jumătatea meciului. Nu este corner. Mingea s-a dus direct peste transversală. Și cred că la acest scor 9-2, problema echipei câștigătoare nu se mai pune. Eliminat acolo numărul 12, Vrânceanu, la acțiunea centrului stelist Alexandru Gheorghe. Vrânceanu va fi și el înlocuit de Jiganea pentru acțiunea de atac ce va urma acestei superiorități numerice. Prioteasa și este sau nu gol valabil, este același Tiberiu Negrean. 5 goluri, 1 meciului fără doar și poate, experimentatul jucător stelist, iată în acest debut de repriză a treia a marcat de fiecare dată din superioritate numerică, bine găsit acolo de Dimitri Goanță, nu face decât să voleibaleze mingea din apropierea porții dinamoviste. 10-2 și cred că scorul va fi mai drastic decât cel din meciul tur, când Steaua a câștigat la 8 goluri diferență, o diferență pe care o avem și acum înscrisă pe micile ecrane, dar mai e de jucat încă o repriză și jumătate din această partidă. Nimic nu se fluieră de pe margine de către arbitrii Adrian Alexandrescu și Mihai Bălănescu. Marius Țic, întrebuințat prea puțin de către dinamoviști în această partidă, ce s-a vrut a fi un derby de tradiție, doar cu numele. Pentru că diferența valorică dintre cele două formații este clară, cel puțin în această seară. Dinamo s-a ridicat prea puțin la nivelul adversarii. Doar în prima repriză a reușit să stea mai aproape de Steaua. Jiganea avansează cu mingea. Îi dă foarte bine lui Demeter Szilard, dar acesta din urmă este neinspirat. S-a încercat un gol dintr-o poartă în cealaltă, ca la handbal, dar n-a fost suficient de puternic trimisă mingea către poarta dinamovistă. Ieșise la intercepție Mihăluță și a reușit să recupereze portarul dinamovist. Unghi închise acolo, nu prea ai cum să înscrii de acolo. Mai mult decât atât, Mihai șutul trimis de Mihai Octavian, balon blocat acolo în extrema dreaptă. Contraatac Negrean. Nu Negrean obține o eliminare. Acum cred că este Dragomirescu cel care a obținut această eliminare. Om în plus pentru Steaua, Fulea, mai departe pentru Oanță. Negrean contrat în primă fază.
preferă să arunce mingea în lateral pentru a le permite propriilor coechipieri să se replieze în defensivă și a nu le da ocazia dinamoviștilor de a urca rapid pe contraatac. Szilard se întoarce, dar era mult prea departe de poarta stelistă și Marius Țica a intervenit fără probleme. Iată-l pe omul meciului, Tiberiu Negrean. Clujean la origine, a jucat mult timp la CSM Oradea, apoi în Germania, la Spandau, la Steaua și a revenit la gruparea bucureșteană pentru un final de carieră mai liniștit. În continuare, component de bază al naționalei țării noastre. Dinamo în atac. Și de la colțul scurt, dar mingea se duce în afara cadrului porții, un gol turcesc. Era acolo cu două mâini, Marius Țic. Și Steaua pe contraatac, Prioteasa înscrie încă o dată. Pare să fie o formalitate ceea ce face gruparea bucureșteană. Sunt și contre verbale între Prioteasa și Mihăluță, portarul dinamovist, cu frustrările sale. Normal, nu e simplu să te afli mai tot timpul singur, față în față cu adversarul. N-avea ce să facă la această minge. Prioteasa, 3 goluri. Scorul a căpătat proporții, 11-2. Joc sigur al steliștilor în această seară, ceea ce până în definitiv este în regulă, cu gândul că cea mai valoroasă formație a țării noastre din ultimii ani va participa la începutul lunii viitoare la unul dintre turneele preliminare ale Ligii Campionilor. Bucureștenii vor fi prezenți la Siracuza, acolo unde au parte de o grupă extrem de dificilă, dar vedem o nouă reușită a roșialbaștilor. De această dată în prim plan s-a aflat Dimitri Guanță, din centru acolo, primește mingea, face față asaltului a doi jucători dinamoviști și cu un șut deviat îl învinge pe Mihăluță, 12-2, 10 goluri pentru campioana României în confruntarea cu Dinamo, care iată în această a treia repriză nu a reușit să înscrie vreun gol. Ultimul atac al dinamoviștilor în această a treia repriză. Țic intervine, șut destul de bun la colțul lung al lui Albu, dar a fost acolo la post Marius Țic și declanșează contraatac al formației sale. Minge pe partea opusă, dar a expirat timpul de joc. 4-0 pentru Steaua în această a treia repriză și 12-2 per total, când mai sunt de jucat 8 minute din această partidă dintre Steaua și Dinamo. Ne pregătim de startul
ultimei reprize în confruntarea Steaua-Dinamo. Imediat vom avea și scorul înscris pe micile ecrane. 12-2 pentru roșialbaștri. Partidă controlată clar de campioana României. 3-1, 5-1 și 4-0 sunt scorurile din fiecare dintre sferturile precedente. Dinamo are posesia mingii în debutul acestei ultime reprize. Doar două goluri marcate de formația aflată acum în posesia mingii, câte unul în primele două reprize, foarte puțin. Zona aglomerată în centru acolo. Șut la colțul lung al lui Andrei Iliescu, dar din poziția de mai devreme Iliescu nu prea avea cum să scrie, cel puțin nu lui Marius Țic. Mai mult decât atât, după acest șut care n-a adus modificarea tabelei, Iliescu a fost eliminat și steliștii au cerut un timeout. Aurelian Georgescu le mai dă câteva indicații componenților echipei. Steaua mâine, în a treia zi de competiție aici la Brașov. Va juca dimineață de la ora 11:30 cu AMF Arad, iar după amiază cu Rapidul. Meciul cu Rapid va fi transmis în direct de Loc Sport de la ora 16, iar dimineață, sau mai bine zis la prânz, vom putea vedea în direct disputa dintre Rapid și Sportul Studențesc. Vă spuneam în repriza anterioară, către finalul acesteia, că Steaua are o evoluție constantă bună, un nivel de joc, să spunem, mulțumitor. Nu vreau să mă hazardez în aprecieri de acest gen, pentru că steliștii vor da valoarea potențialului lor în primul turneu preliminar din Liga Campionilor, când în perioada 11-15 noiembrie vor fi în Italia pentru a participa la acel turneu preliminar, unde vor întâlni formații valoroase, printre care gazdele, italienii de la Ortigia, Siracuza. Iată pe Marius Țic, intervine la șutul lui Jiganea, de la circa 6-7 metri. Tot acolo va fi prezentă și Club Nautic Barcelona din Spania, dar și Iadran Split din Croația și Primorac Cotor din Muntenegru. Formații cunoscute și cu rezultate bune în anii anteriori. O grupă ceva mai accesibilă pare să aibă la prima vedere vicecampioana CSM Oradea și a participantă în principala competiție continentală. Vedem contraatacul lui Fulea, dar neatent Fulea spre o pasără 2-1 pe acest contraatac, Fulea și Antipa, dar primul nu s-a orientat pentru a-i pasa cu echipierului său și acum Dinamo cu Neamțu, pas perfect, dar finalizare pripită la colțul scurt și Mario Sățic intervine salvator. 4-3, iată și Dragu Mirescu se grăbește, vedem ratarea de mai devreme. Șut din prima, putea să-l mai aștepte pe Țic să facă eventual și o fentă pentru a-l vedea reacția portarului stelist, dar Neamțu încă nu are experiența necesară. O va căpăta în partide de acest gen.
Așadar, CSM Oradea, care din păcate nu este prezent aici la Brașov din cauza multiplor cazuri pozitive de COVID-19, când au fost testați la începutul acestei săptămâni componenții echipei Orădene, corner acum, în șutul lui Jigane. Așadar, orădenii vor fi tot între 11 și 15 noiembrie la Budapesta, acolo unde vor juca contra grupării turce NK Istanbul, dar și a italienilor de la Brescia și a grecilor de la Vuliagmeni. Dinamo rău reușește să înscrie, n-a mai făcut-o din repriza a doua, când Jigane a punctat din superioritate numerică. Intervine Mihăluțe acum la șutul lui Antipa, cred că a fost, nu, al lui Ișvan Sabo, din nou șut în cruce, cum se spune, o minge expediată la semi-înălțime, pe reflex portarul parează de cel mai multe ori șuturi de acest gen. Mihăluțe acum reține fără probleme șutul lui Drago Mirescu de la circa 8-9 metri. Încă jumătate din această ultimă repriză, niciun gol până în acest moment. Jucător tiner de o parte și de cealaltă. Nu este corner, chiar dacă balonul a fost blocat în traiectoria sa. Se dictează corner doar când portarul atinge ca ultim apărător mingea. În polul pe apă, exact opusul jocului de handbal. Este corner când mingea este atinsă de jucătorii de câmp, nu și când portarul o atinge în ultima instanță. La polo este exact invers. Pe parcursul ultimilor 10 ani au avut loc mai multe modificări de regulament în sportul cu mingea pe apă pentru a face mai atractiv și mai dinamic. Time-out cerut de Dinamo Viști, care au posesia mingii. Modificări de regulament care au făcut mai spectaculos și mai dinamic acest joc. Destul de greu de înțeles pentru cei care urmăresc o partidă la televizor, în funcție și de unghiurile de filmare și de experiența pe care au atât cameramanii cât și regizorul de emisie. Nu este un sport ușor de urmărit, dar extrem de spectaculos, mai ales când te afli în tribună. Un joc bărbătesc. Dinamo în posesia mingii, cu om în plus, Vrânceanu. Pasul este însă total neinspirat pe partea opusă. Avea om în dreapta sa. Reușește să anticipeze foarte bine acel pas Daniel Robu, cel care are posesia mingii acum. El a recuperat și a inițiat acest contraatac. Un atac făcut de Dimitri Goanță. Așadar, mâine două meciuri în reuniunile ce sunt programate aici la Brașov. De la ora 13, confruntarea dintre Rapid și Sportul. Iar de la ora 16, disputa dintre Crișul Oradea și Politehnica Cluj. Gol marcat de Dinamo. O minge scăpată din mână în prima fază de Vrânceanu. Dar în cele din urmă,
îl surprinde cu această execuție pe Marius Țic. Și avem acum o diferență de 9 goluri în favoarea campioanei. Mai sunt de jucat ceva mai mult de 2 minute. Mai departe pentru Oanță și este penalti. Un penalti ce va fi executat de Tudor Fulea. Imparabil și ajutat de șansă, Fulea își trece și el numele pe lista marcatorilor. Noroc că șutul a fost puternic din transversală. Mingea s-a dus în plasa porții lui Mihăluță și este 13-3 pentru Steaua. Primul gol marcat de Fulea în această confruntare. Cele mai multe 5 aparțin lui Tibi Negrean, 3 lui Prioteasa, 2 pentru Oanță și câte unul pentru Alexandru Gheorghe și acum Dimitri Oanță. Grânceanu a încercat un dribling în fața lui Fulea. Blocat acolo. Oanță. Aici ajunge la rat. Șut însă pe centrul porții. Răzvan Rat a continuat tradiția acestei familii. Tatăl său, Valentin Rat, a jucat și el polo la nivelul primei divizii. În schimb, unchiul său, Bogdan Rat, vicecampion mondial cu naționala Italiei, fost component al naționalei României, după care a ales să evolueze în naționala Italiei, pentru care a câștigat medalia de argint. Un foarte bun pasator, Bogdan, omul cu pasa decisivă, foarte bun anotator, extremă dreaptă, o viață întreagă. Jucător cerebral îndemânatic. Eliminare acum. În ultimele secunde ale acestei dispute, Fulea mai are timp să paseze. Și este ultimul gol al acestei partide, 14-3, gol marcat de numărul 4, Tudor Fulea, cred că el a fost, nu, numărul 9, Alexandru Gheorghe, a doua sa reușită în această partidă, 14-3 pentru Steaua, o victorie clar, diferență de scor la care personal nu mă așteptam, dar după cele ce am urmărit în direct, scorul
Este pe deplin justificat. Steaua câștigă și ultima repriză cu 2-1 și își continuă traseul invincibil în această ediție de campionat. Mâine steliștii vor întâlni pe AMF Arad dimineață, iar în reuniunea după amiază pe Rapid. Noi vom avea meci direct la ora 13, Rapid, Sportul Studențesc, urmat de la ora 16, confruntarea Crișul, Oradea cu Politehnica Cluj. O seară cât mai plăcută, toate cele bune.